tehnici de lucru cu materiale textile în realizarea jucăriei Iepurașul, clasa a treia. Scopul acestei activități este acela de a realiza o jucărie tridimensională din materiale textile reciclabile, exersând diverse tehnici de lucru, precum tăiere, croire, lipire, utilizând pistolul de lipit și foarfeca. Această activitate de confecționare de jucării din materiale textile reciclabile vizează competențele specifice 2.4 și 2.5 din programa școlară. Iată care sunt materialele de care avem nevoie. O bucată de material textil dreptunghiulară cu dimensiunea de 30x70 cm, 2-3 pamplici colorate asortate, 2 sârme plușate, 2 ochișori, un ștras decorativ roz și o hârtie albă cartonată a 4. Vom mai folosi și un pix, o foarfecă și un pistol de lipit cu rezervă de silicon. Vom confecționa această marionetă în mai multe etape de lucru. Mai întâi confecționăm șablonul, apoi transcripționăm șablonul pe materialul textil. Vom decupa cu ajutorul foarfecii, vom ansambla piesele componente prin lipire sau coasere, le vom decora și apoi le vom expune. Confecționăm șablonul dintr-o hârtie cartonată A4, pe care printăm, cu ajutorul unei imprimante, forma iepurașului. Apoi decupează conturul cu ajutorul foarfecii. Îndoim materialul la mijloc și suprapunem șablonul iepurașului pe fața superioară a materialului textil. Apoi conturăm cu pixul șablonul iepurașului cu mare atenție și precizie, astfel încât să nu mișcăm șablonul de carton pe materialul textil. Apoi decupează cu ajutorul foarfecii conturul desenat cu mare atenție. Și vom obține două piese identice. În etapa de asamblare, lipim cu ajutorul pistolului de lipit cele două piese componente pe contur. Începem lipirea pieselor din partea superioară, de la ureche. Punem lipici pe fiecare segment de latură, apoi suprapunem cea de-a doua piesă cu poziție identică, adică în același fel, și presăm apoi cu degețelul. Potrivim și suprapunem piesele prin lipirea cu atenție a laturilor corespondente. Continuăm lipirea cu linia curbată a corpului. Păstrăm un mic orificiu pentru umplere în partea inferioară. Umple iepurașul cu diverse resturi textile pe care le ai la dispoziție, vată, lână sau PNA, și închide orificiul prin lipire. Confecționăm mustățile din sârmă plușată. Tăiem cele două fire de sârmă plușată la mijloc cu ajutorul foarfecii, apoi prindem firele între ele printr-un punct de lipitură cu ajutorul pistolului de lipit. Pune un punct de silicon pe fața iepurașului în centru, apoi lipește mustățile și prinde-le deasupra un ștras decorativ roz. Și apoi lipește ochișorii deasupra năsucului pe rând. Și iată, ai finalizat etapa de asamblare prin lipire.
Asamblarea iepurașului se poate face și prin coasere manuală, cu ac și ață, folosind punctul feston. Gemendo.com. Gemendo.com. Înnoată pe rând fiecare pamplică în jurul gâtului iepurașului. Gemendo.com. Și potrivim lungimea pamplicilor prin tăiere. Gemendo.com. Pentru a confecționa funda, pliem pamplica de două ori consecutiv pentru a obține o mărime potrivită pentru gâtul iepurașului. Apoi o prindem la mijloc într-un punct de lipitură și o accesorizăm cu un ștras decorativ. Gemendo.com. Și fixează fundița la gâtul iepurașului prin lipire. Lipește pe verso un șnur pentru ca decorațiunea să poată fi suspendată. Expune iepurașul într-un loc preferat, în clasă sau acasă. Îți mulțumesc pentru atenție!